Cel mai important pe lista de priorități la noi sunt drumurile. Acum avem două proiecte, unul pe 7-2 pe instrumentul ăsta ADT de 1 milion de euro și mai avem pe PNDL proiect de 11 milioane de lei, amândouă însumând 15 km de drumuri. Trebuie să recunoaștem că ăștia nu acoperă toată rețeaua de drumuri intravilane. Noi avem 54 de kilometri de drumuri intravilane. Lucrăm în paralel la rețeaua edilitară, infrastructura de sub pământ, apă și canalizare. Acolo am făcut inclusiv racordurile, pentru că vrem peste tot să evităm, în momentul în care am turnat asfaltul, să nu mai intervenim pe el. Drumurile acestea se reabilitează, Nu, au sunt fost. drumuri noi. Sunt drumuri noi. Drumurile de pământ, noi le-am întreținut. Pentru că, slavă Domnului, tot timpul am avut la dispoziție aici piatră și produse din piatră, plecând de la strategia noastră de dezvoltare, care implică două direcții principale, agricultură și turism acum. Deci noi pe asta, mai ales de când s-a înființat și Parcul Național Munții Mocimi, au și centru de vizitare, a început să se dezvolte turismul. Și încercăm să dezvoltăm nișa asta pe zona noastră aici, mai ales pe cicloturism. De-aia avem și evenimentul ăsta zilele astea. Și plecând de la această strategie, spuneam, avem nevoie de infrastructură. Vrem să dezvoltăm turism, trebuie să punem la dispoziție turiștilor o infrastructură. Ne ciocnim de multe probleme. Este birocrație stufoasă, foarte stufoasă, sunt proceduri îndelungate. Eu vă dau un exemplu. Deci avem pe 7-6 depus proiect pentru dotări de cămin și știți de unde am cerut aviz pentru dotări de la cămin? De la DSV. De ce? Deci dotări, cumpere acolo, instalații de sonorizare, instalații de lumini. Ați văzut, căminul este în mare, este pus la punct exterior și dar ca dotări. Noi vrem să dezvoltăm, vrem ca acolo să fie un punct de atracție, mai ales pentru copii. Și nu numai pentru ei, dar mai ales pentru copii. Țelul nostru suprem în toate astea este, pe lângă faptul că vrem să creăm condiții optime pentru oamenii noștri de aici, ne gândim și la condiții optime pentru oamenii noștri de afară pe care vrem să-i vedem acasă. Gazele noi acum am întocmit deja studiul de fezabilitate, deci trebuie, plecând de la ce nevoi avem, să vedem și ce oportunități de finanțare sunt. Și cel mai mare proiect care e depus pe fonduri europene a fost depus pe POR, tot prin instrumentul ăsta ADIT, este Parcul Dendrologic și de Agrement, care iarăși este unicat în mediul rural. El se întinde pe aproape 40 de hectare. Venim cu toate speciile de floră din Parcul Național Munții Măcinului de aici. Și va avea și un pavilion expozițional, va avea și spații pentru zilele comunii cu zonă de meșteșuguri unde să vină lumea să arate, uite cum se cioplește piatra sau nu știu ce, ceva tradițional la greci. Pe lângă aceste proiecte încercăm să dezvoltăm și din punct de vedere al evenimentelor pe care le organizăm, să dezvoltăm, să promovăm zona, astfel încât să fim din ce în ce mai la vedere. Avem evenimentul foarte mare care este, cum este ăsta de zilele astea, mountain bike, Măcin Mountain Fun, care are etapă de junior în Cupa României, deci e la nivel național și unde sunt vreo 700 de participanți din toată țara, deci este chiar are vedere. Avem pentru prima dată în acest an Ziua Diasporei. V-am spus că avem ca scop să atragem oameni înapoi. Ziua Diasporei care o organizăm pe 10 august, nu întâmplător am ales luna august pentru că e luna în care vin cei mai mulți înstrăinați acasă. Avem de asemenea în septembrie Ziua Recoltei. Pe lângă acestea, de Rusalii, în fiecare an, este Duminica Mare, sărbătoarea noastră a Greciului.
Din 2 în 2 ani, mai anul trecut am început o sărbătoare cu fiii satului, am reluat o tradiție, am invitat oamenii care au făcut, oamenii din greci, născuți în greci, crescuți în greci și care au făcut ceva în viața, cu viața lor. Și am descoperit, bine că îi știam, dar s-au și întâlnit între ei și se uitau cu mirare, cum domnule în greci sunt asemenea, avem profesori, doctori universitari, avem comandanți de unități militare, avem avocați, avem tot felul de medici, ingineri, ofițeri de armată, foarte mulți oameni de calitate care au făcut ceva cu viața lor și sunt exemple pentru toată lumea. Și avem și seară, nu sunt adeptul, dar e bine să se și distreze lumea și avem o seară muzicală în care participă mai multe și vedete și nevedete. Și asta e fix peste o săptămână. Pe 15 sâmbătă începe evenimentul cu sărbătoarea bătrânilor, cu nunta de aur și cu fotbalul și pe 16 duminică este sărbătoarea propriu-zisă. Va avea loc etapa de cupă națională Junior Hercinic, care se află deja la a cincea ediție și sub organizarea Beetle Bike este la a treia ediție. Participă juniori licențiați și nelicențiați, începând cu 5-6 ani și terminând cu 14 ani, cea mai mare categorie. Concursul este o etapă de cupă, fiind sub egida Federației, este un concurs XCO, adică un concurs care se desfășoară în ture, pe un traseu cu dificultate destul de ridicată, dar care este selectată în funcție de vârsta concurenților. Se desfășoară pe o lungime relativ mică, al nostru are 1,8 km, dar se fac mai multe ture. Gradul de dificultate, așa cum v-am spus și mai devreme, este de la mediu spre foarte greu. Anul acesta avem 155 de copii, fără să ne lăudăm prea tare, suntem cel mai mare concurs de copii din țară, la ora actuală. Astăzi s-a întâmplat a cincea ediție a Măcin Mountain Fun. Este un concurs de alergare și MTB, organizat de Asociația Bikers din Galați. Este la a cincea ediție de alergare și MTB și la a șaptea de ciclism montan. Să înțeleg că a fost un concurs de adulți. De adulți. Astăzi a fost concursul de adulți, urmând ca mâine să avem etapă de cupă națională la copii. Mâine avem concursul de copii, organizat de o asociație parteneră nouă de la Junior Hercinic MTB. Astăzi cam câți participanți? În jur, puțin sub 700. Așa mulți? Așa mulți, da. Se pare că oamenii au venit să se bucure de natură, să pedaleze, să îmbrățișeze un stil de viață frumos. Cum ați reușit să atrageți numărul acesta de participanți? Păi, cred că încercând de la an la an să facem o ediție mai frumoasă, cu un plus de la o ediție la alta, mai mare, mai frumoasă și mai bine organizată. Hai și voi! Încă o dată!